Urmează ca să am dovadă că în momentul în care vor apărea acuzații la adresa mea, bă, că am stat atacat, meu. Eu ca să am dovezi, deci pe video. Fii atent, din cauza faptului că ai vaz mic, știu că tu stai la oraș. Vrei de munte. Vrei de munte, primul oraș colonizat de cioban. Deci exact. Primii cioban care au venit în Vălen se numeau Berevoi. Nu, deci, de fapt, primii oameni care au colonizat Vălenii au fost ciobani. Ciobanii Berevoi. Bă, ce fac ciobanii ăștia, mă, domnule? Și-au făcut în țara asta. Și-au făcut un oraș întreg. Deci ceva frumos. Da, bun. Și acum, după mulți și mulți ani... A mai venit unul. A mai venit unul. Dar n-aveam cum să te las singur nici anul acesta. Și orice s-ar întâmpla și cu orice am trece, tradițiile trebuie duse mai departe. Împreună cu cei apropiați. Da, și neapropiați. Ideea e că nu vezi prea multă răutate când zici. Da, dar ignoră. Oamenii și noi românii, de fapt, nu oamenii, că în Europa nu se practică așa ceva. Din păcate sunt depărtează. Nu știu că o să mai practicăm și noi asta. Că nu o să ne mai lase. După noile reglementări și noile legi, nu știm ce o să urmeze. Dar încercăm să ducem mai departe cât putem și să transmitem și copilul. Până atunci. Să fii sănătoși. Să-l mâncați sănătoși. Să-l mâncați sănătoși. Să fim sănătoși. Să fii sănătoși. Și la anul... Să te mâncă 5. La munte, la viitorul, că nu mai la salvele. Ei, da, da. Hai, Doamne ajută, numai bine. La mulți ani. Păi fii atent. Întotdeauna când băgăm carnea la sare, după ce-l tranșăm, purcelul, mistrez, că bade așa pe purcel mistrez, nu și-am permis de ăsta românesc. Na, e domnul Badea, bucătarul. Punem sare foarte bine, mai ales că băgăm șunca, știi? Șunca, vin un coite dacă tot vrei să filmezi. Deci pupa de sare. Sare neiodată, de salină. Cea mai importantă, da, chestie. Cea mai bună. Se poate pune și mai mult. De care salină? De care salină? Păi la noi în zonă e salina slănic. Slănic, normal. Slănic. Nu Moldova, că e bun slănic și la Moldova. Așa. Pentru cei care dau sare, că sunt mulți care o bagă la saramură. Sare mic. Așa, ține tu, te rog. Trebuie să-mi pui ceva, Răzvane, ca să... Las că țin eu așa, pot să iei din... Și începem să așezăm. Deci, prima dată să începe cu șunca. În zona noastră, de ce se spune șuncă? Fii atent, treaba asta trebuie să fac șuncului pentru mine, să-l postez eu. Vino încoace. Ca să arătăm ceva. Deci, că de ce îi spunem șuncă? De ce îi spune șuncă? În Ardeal și în toată foarte zona Ardealului, deci ce e aici, de exemplu, îi spune slănină. Asta e slănină, dar e grăsimea porcului. Șunca, normal în dex, este pulpa de spate a piciorului. Da. Așa. Păi dacă eu am pe slănina mea, uite, carne de două degete, cum pot eu să-i spun slănină la bucata asta de carne? Nu e șuncă? E logic. Avem în zona noastră porci mai mult pentru carne. Și avem automat carne foarte multă pe șuncă. Deci de asta se spune șuncă. Știm că conform dexului e anormal ce spui, dar dacă da, o stai să o gândești logic... Tradițional vorbind, nu, se numește logic, șuncă la logic noi. Vorbind, dar are sens și logică. Dă-mi și mie sarea, te rog. Strat neapărat de sare. După ce am pus primul strat de șuncă, carne, oase, orice punem noi. Sare. Sarea se dă cât de mult. Al doilea și șunca o putem lăsa în sare cât dorim noi. Da, putem să lăsăm mult mai mult decât carnea care își ia imediat. Uite, ia ține-mă. Sare. Din nou spun. Ha? Cum să-i spun eu slănină la așa ceva? Spune și mie, bani. E imposibil. Pentru că noi așa ceva mâncăm. Noi trebuie să mâncăm șuncă, bă, cu carne. Fiecare de mănâncă fapt, ce asta dorește. E șunca noastră. Dar să nu mai existe contrazicerile între sau în cei din mediul online unde spun, păi de ce spui tu slănină la, de ce spui șuncă la slănină? Asta nu e slănină. N-are slănina cum. E cum e aici de 3 degete. Știi? Normal, normal. Și cu toții, eu știu. Asta e șuncă. Da? Are carne destul de multă, păi e șuncă. Mai ții minte la facultate, că noi doi suntem și colegi de facultate mai nou. Și de cămin am și fost. Mai vechi, da. Suntem prieteni de foarte mulți ani. Dar totodată am făcut și una din facultăți împreună, că după da, ne-am separat. Da, după aceea am fost obiți. Mai ții minte când aveam și veneau, că în cameră am stat în multe cămine. Mult, mult timp. Că nu am fost foarte cumini și ne cam mutau. Tu, eu am fost un exemplu. Eu am fost un exemplu, dar din cauza mai ta un pic, da, sau datorită ție. Din cauza sau datorită. Unul ne-am învățat pe altul tot ce a fost mai bine. Așa. Treaba era în felul următor. Ții minte când veneau colegi din nordul țării, din Ardeal. Da, da. Și duceam noi așa ceva. Ceva foarte împănat.
cum o să carne. Fie aceasta? Da, deci nu doar cum vine din Ardeal, doar cu grăsime. Și cu carne. Ții minte că ne cereau și spuneau să mai aducem așa da. Ceva, pentru că era la ei nu se mănâncă. Nu se mănâncă așa ceva. Și în zona respectivă, nu neapărat la ei, pentru că România este a noastră toată și suntem cu toții frați. Toți, nu exact. Trebuie să facem diferențe sau comparații. Dar eu am o vorbă și o mai spun cu toate că s-ar putea să deranjez pe foarte multă lume. N-am spus-o niciodată, pe cei public. Care, da. Ardeleanul sau Ardealul se împarte în două. Există ardeleanul român, cu bun simț, respect și omenos, și ardeleanul de naționalitatea cealaltă. Da. Mai spre Harghita. Din păcate, din partea da. Cealaltă. Da. Care e plin, măreț, ca el nu e nimeni, ce face el nu face nimeni, și așa mai departe. Dar să nu judecăm noi, nu? Da, noi ne facem rețeta. Încercați, noastră. Cei care aveți posibilitate și n-ați încercat până acum. Lăsați carne pe șuncă. Încercați așa ceva. Și afumați-o, să vedeți cum o să iasă. O să vedeți în alte clipuri exact cum o prepar și eu. Nu o să se supere munteanul, munteni. Noi suntem munteni, nu olteni. Pe mine m-au făcut foarte mult oltean. Nu. N-am nicio treabă cu oltenia. Suntem munteni. Da. Ne învecinăm, de stăm în județul Prahova, la graniță cu Brașov, oarecum. Da, din da, partea Buzău, în nord. Buzău, Brașov, Prahova. Exact. Deci de la Oltenia până la Muntenia e diferență enormă. Deci nu o să ne supărăm dacă cineva o să ne împrumute rețeta, nu? Dar trebuie să fii și măcelar. Corect. Unde tu acum momentan bate, ești la nivelul de practică. Păi ca să nu începător acolo. Nu, dar să știi că diferența asta, deci mie mi se întâmplă de 2 ani de zile când sunt în mediul online și mă activez. Să te compare? Tot timpul, deci comparația și tot timpul atacurile le-am primit din partea ardelenilor, să spun așa, din da, nu înțeleg de ce, care nu tot sunt 100% sânge pur român. Că toți suntem români, adică care e diferența? Ba, dar știi ce se întâmplă? Foarte mulți înțeleg greșit niște lucruri, pentru că nu suntem, de fapt suntem cu toți egali. Nu, de fapt noi vrem să promovăm, asta nu trebuie să înțeleagă toată lumea, noi vrem să promovăm tradițiile românești. Dacă cineva nu se consideră român, n-ar trebui să comenteze, pentru că noi nu promovăm altceva. Noi vrem să ajutăm și să promovăm și să audă și ceilalți copii pe care vor fi după noi, ce se făcea înainte, cum se făcea porcul, cum se tăia porcul și toate tradițiile românești care au fost foarte, foarte prețioase și pe care noi încercăm să le promovăm în continuare. În momentul în care nu o să mai avem tradiție și porturi, murim. Nu o să mai existăm ca neam. O să murim ca neam. Deci nu o să mai existăm. Și totul nu vezi să împrumută din ce în ce totul din străinătate sau și din de la străini. Mulți își doresc lucrul mare acesta. Greșel. Dar încercăm să menținem totul cât mai, nu știu, tradițional. Hai să continuăm. Urmează ca să am dovadă, că în momentul în care vor apărea acuzații la adresa mea. Bă, cam stată carne. Eu ca să am dovezi, te ești pe video. Fii atent, din cauza faptului că ai vaz mic, știu că tu stai la oraș. Vrei de munte, primul oraș colonizat de cioban. Deci exact. Primii ciobani care au venit în Vălen să-l iau Berevoi. Nu, deci, de fapt primii oameni care au colonizat Vălenii au fost ciobani. Ciobanii Berevoi. Bă, ce fac ciobanii ăștia, mă, domnule? Și-au făcut în țara asta. Și-au făcut un oraș întreg. Deci ceva frumos. Da, bun. Și acum, după mulți și mulți ani, a mai venit unul. Dar unul cu facultate și cu școală foarte multă. Eu vreau să spun că e mult bun simț lasă facultatea. Pe lângă facultatea o face oricine. Bunul simț, da, exact, facultatea o face oricine. Ce vreau să spun? În caz că o să am reclamații. Sunteți martori. Deci, când ai vasul mic, normal carnea se pune deasupra oaselor. După ce dai, deci pui șunca, pui oasele. Eu am pus totul separat. Carnea separată, oasele separat, șunca separată. Nu am amestecat nimic. Totul e separat. Bun. Există riscul. Răzvane, te rog frumos, uite, filmează aici să vadă. Carnea își lasă must. Vezi? Eu i-am dat sare și am făcut-o frumoasă așa, hălci. Și o pun aici, da? Și dau sare. Dar să fii sigur că asta până mâine să stea must. O să stea must și sarea după ea o să transforme sarea amură. Și când o să ajung, trebuie lăsată foarte important de fapt. Nu trebuie lăsată foarte mult, pentru că dacă stă foarte mult o să fie foarte sărată. O zi maxim, o zi jumate cred că. Deci când o să mănânci carne la grătar cu prietenii tăi sau la garniță, pe mine o să mă chem tu oricum tot anul viitor când o să sacrifici porcul. Până la anul ne mai vedem. Nu-i problemă. Să nu zici că din cauza mea e carnea sărată, din cauza ta e că nu ți-ai luat vas corect. Corespunzător.